Seara și la mulți ani, dragi români, oriunde ați fi și oriunde v-ați afla, 103 ani de când suntem un mare stat național, de când merităm să avem și noi o țară ca afară, cum se vehiculează în ultimul timp. Invitatul din această seară este o personalitate a lumii academice și nu numai. Dați-mi voie să-i spun bună seara și bine ați venit alături de noi, domnul profesor Ioan Aurel Pop. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți alături de noi în această zi cu o semnificație covârșitoare asupra statului național unitar român. Așa este. Foarte multă lume se gândește în această zi la rosturile zilei de 1 decembrie, la semnificație, la România. Unii consideră actul de la 1 decembrie 1918 un act excepțional, în sens bun, alții nu neapărat în sens bun și, într-un fel, e bine că trăim într-o societate liberă. Ceea ce vreau eu să spun este că, din punct de vedere istoric, probabil e cea mai mare înfăptuire a acestui popor. Când un popor reușește să-și creeze casa în care să poată trăi, care e gata de la temelii până la acoperiș, casa asta fiind țara, statul, merită prețuire, pe de o parte. Pe de altă parte, din punct de vedere al continentului nostru european, românii nu au făcut un fapt excepțional. Apropo de sentimentul național și de statul național pe care l-ați pomenit, toate popoarele din vecinătatea noastră, cu câteva excepții, visau să aibă state naționale și au reușit. Polonia a fost despărțită în secolul XVIII, la final, între trei imperii, despărțită și împărțită, și în 918 s-a reunit și s-a creat ca Polonie, cu minorități, mult mai multe procentual și numeric decât noi, dar a fost declarată asta. Ungaria. Ungaria, în evul mediu, a fost stat multinațional. Acum devine, pentru prima oară în istorie, stat național. Bulgaria, Albania, Grecia, toate sunt state naționale. Sunt și unele federale care s-au format în jurul nostru, unele mai rezistente, cum a fost Ciehoslovacia până recent, altele destrămate astăzi, cum a fost Iugoslavia. Las deoparte alte, dar ideea de stat național nu ne aparține nouă. Ea vine din Occidentul Europei și primul stat național model pentru Occident a fost Franța, care a folosit ideea de unitate națională medievală, a impus o limbă din Île-de-France, a reușit să facă omogenizare și a dat modelul de creare a statului național. Franța ne-l-a oferit. Noi aici, în părțile noastre, ne-am gândit cum ar fi mai bine și am ajuns și noi la concluzia, ca mulți alții, că decât să trăim despărțiți în diferite state și sub imperii străine, cum erau românii atunci, ar fi mai bine să avem statul nostru național ca toți ceilalți. Asta a fost ideea generală. Minunea nu e asta. Asta e comună. Minunea e că am reușit. Și asta, această reușită, unii nu o pot digera încă astăzi. Alții o consideră o epopee extraordinară și câteodată exagerează, ori eu sunt adeptul ideii de păstrarea cumpătului, să le vedem și pe cele bune și pe cele dreapta rele. Măsură. Dar dincolo de toate, într-adevăr, ziua de 1 decembrie merita o asemenea cinstire. Și dacă ajungem cu discuția acolo, am să vă spun și de ce e bine să păstrăm ca zi națională 1 decembrie, fiindcă știți că și aici sunt discuții. De ce nu 10 mai? De ce nu 24 ianuarie? Spuneți acum că ne întindem la discuții și după aia ne ajungem. Da. Foarte mulți mă întreabă, știți, când mă văd. Bine, mă întreabă lumea datorită notorietății fel de fel de lucruri. Pe unele nu le știu și recunosc. Chiar din istorie nu le pot ști pe toate. Istoria e o viață, istoria este imensă. De ce 1 decembrie? Unii spun, păi cum 1 decembrie, că unirea Transilvaniei cu România și Transilvania e o provincie românească. Noi avem Oltenia, Muntenia, Moldova propriu-zisă, Bucovina, Basarabia, Dobrogea. Transilvania asta o fie importantă, dar e numai Transilvania. Să știți că nu e adevărat când zicem că la 1 decembrie s-a unit Transilvania cu România. Nu e adevărat decât în parte. Și vă spun și de ce. Momentul 1 decembrie reprezintă finalul unui proces, început
poate la 1848, dar mai clar la 1859, când concret, prin alegerea lui Cuza, am arătat Europei că vrem unirea și am și făcut nucleul României. Ei, de la 1859, decenii la rând am muncit pentru asta și în 1 decembrie, prin Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, s-a împlinit idealul, nu unirea Transilvaniei, s-a împlinit casa de care vă vorbeam, adică a fost gata toată în întregimea ei, bună de locuit, funcțională. În altă ordine de idei, dacă ne referim chiar numai la momentul 1918, nici atunci 1 decembrie nu reprezintă numai unirea Ardealului. 1 decembrie reprezintă finalul procesului început la 27 martie prin unirea Basarabiei, când nimeni nu se aștepta, pentru că la 27 martie România aproape că nu exista. Eram între Ciocan și Nicovală și unii credeau că suntem meniți să dispărem de pe hartă ca stat și atunci s-a unit Basarabia. În 28 noiembrie s-a unit Bucovina. Transilvania, deci, este ultimul act dintr-o unire a provinciilor românești cu țara. Și așa e corect să spunem. Nu-i bine să spunem România s-a unit cu Transilvania, cum aud câteodată. Sau cum aud astăzi, ar fi bine ca România să unească cu Basarabia, ca să întregim iară statul. Nu, Basarabia trebuie să unească cu România, nu? Că nu-i normal să pui marele să se supună celui mic, pe de o parte. Pe de altă parte, însă, vreau să vă spun că provinciile care s-au unit în 1918, mai puțină lume își dă seama, reprezintă ca teritoriu și populație mult mai mult decât era România înainte de 1918. S-a dublat. Nu. România avea 137.000 de kilometri pătrați și România Mare avea 296.000 de kilometri pătrați, adică rotunjind 300.000 de kilometri pătrați, cât Italia astăzi aproape și cât o țară mijlocie a Europei. Deci e mai mult decât dublu și ca teritoriu și ca populație. Aici, ca să fiu paradoxal, am putea zice că România s-a unit cu provinciile istorice, fiindcă mai mult reprezentau provinciile istorice și au adus mai mult. Nivelul de trai măsurat în instrumentele de atunci, care erau mult mai rudimentare decât sunt astăzi, s-a ridicat brusc în România după Marea Unire, datorită condițiilor în care trăiau bănățenii, ardelenii, bucovinenii, maramureșenii. Trebuie să spunem aici că Basarabia era, din punct de vedere al produsului intern brut, să zicem, ultima și ca analfabetism. Că Imperiul Țarilor asta a urmărit, să-i țină pe români într-o gubernie în care să nu cârtească, să nu fie capabil să se revolte. În limba lor. Da, exact. Deci, momentul 1 decembrie este momentul fundamental al istoriei noastre mai recente, firește și 21-22 decembrie. Uite, tot suntem în decembrie deja și asta înseamnă că trebuie să ne gândim la cei 32 de ani trecuți de atunci. E fundamental. Dar momentul 1 decembrie rămâne cumva, cum ar fi zis, mereu spun treaba asta, Stefan Zweig, un scriitor extraordinar, care are o carte, Orele astrale ale omenirii. Eu aș zice că 1 decembrie e ora astrală a românilor. Blaga a zis asta. Când a scris volumul Poemele Luminii în 1919, Blaga a vrut să spună prin acest titlu, dar discret cum era, n-a comentat aproape niciodată acest lucru. A vrut să spună că atunci s-a împlinit lumina noastră și merită scrise Poemele Luminii. Lumina era în sufletul lui, pentru că a ajuns să trăiască în sfârșit într-o țară care îi respecta limba, obiceiurile, tradițiile. Religia. Da. Ne-a luat ceva până am făcut unirea, dar când am făcut-o, am făcut-o bine. De prin 1547 scrie unde, vă citez acum, da, că în Maramureș se vorbea limba română cam ca și în, da, Moldova. Deci erau niște premise. Cum să nu? Și înainte, dar aici e vorba de niște observatori imperiali veniți de la Viena,
care trebuiau să facă un raport împăratului despre nesiguranța nobilimii maramureșene, care nu prea se lăsa dominată de Habsburgi. Știți că a fost o perioadă când și Transilvania, 5 ani după formarea pașalâcului de la Buda, când s-a împărțit Ungaria, visul Habsburgilor era să ia și Transilvania. Tot ei, cum au luat partea de apus, Croația, Ungaria superioară, Slovacia și alte lucruri, le-au luat ei, austriecii, că turcii n-au reușit să facă pașalâc decât din Ungaria centrală cu capitala la Buda. Și Ardealul a rămas până la urmă principat autonom, care mai bine a plătit tribut turcilor decât să intre în Austria și să-și piardă personalitatea. Așa credeau unii nobili. Și împăratul voia să vadă cum să întărească stăpânirea austriacă în Maramure. Și cei doi comisari imperiali au spus împăratului că greu va fi, pentru că, și aici vine o explicație monumentală, maramureșenii au aceeași limbă, aceeași credință și aceleași obiceiuri cu moldovenii și că provincia s-ar putea revărsa ușor în Moldova. Cum s-a mai întâmplat cu descălecatul, cu alte lucruri? Asta arată odată că peste Carpați era o legătură, cum ar fi zis Patriarhul Patriarhul Constantinopolului, nu peste mulți ani, după 1600, îl chema Kiril Lucaris, zice, între valahii ăștia, adică între români. Este o legătură de sânge și de simțiri pe care tu nu o pricepi. Îi scrie unui principe al Ardealului care era Calvin și voia să facă, închipuiți-vă, la 1600, omogenizarea Transilvaniei prin calvinism. Și patriarhul înțelept, Kiril Lucaris, un care știa multe idei despre reformă și a fost acuzat că ar fi cârmit-o spre reformă, ceea ce nu e adevărat, dar cunoștea ideile reformei religioase, i-a spus, tu n-ai să reușești niciodată să faci treaba asta cu Transilvania. Odată pentru că s-ar opune România din Ardeal. După aia s-ar opune principii țării românești și Moldovei, că au aceeași credință cu românii ardeleni și vor interveni, dacă nu cu armele, cu îndemnuri tainice. Și în ultimul rând se opune un lucru pe care tu n-ai să-l înțelegi. Legătura de sânge și de simțiri între românii din țara românească și Moldova și românii din Ardeal. Știți ce an era? Nu 1900, 1629. Sigur, astea nu sunt dominante, să nu mă înțelegeți greșit. Nu toți țăranii care se chinuiau să are pământul și ciobanii care mergeau vara la munte, la pășuni și coborau iarna în satele de iernat, în satele lor, se gândeau la sentimentul național. Trebuie să fim, nici astăzi, iertați-mă, dacă eu ies undeva și găsesc un om năcăjit care stă pe marginea drumului să vând o legătură de pătrunjel și îl întreb despre unitatea românească, nu știe nimic săracul. Știe că vorbește românește, dar se gândește la ziua de mâine, că vine potera și le amendează că vinde pătrunjelul într-un loc nepermis de lege, știți? Deci, nu toată lumea știe. Important e că a știut elita. Un popor fără, știți, Bărnuțiu zice, țineți cu poporul ca să nu rătăciți. Zice Bărnuțiu, asta la 48, la 1904. Dar să știți că și popoarele pot rătăci. Vă spun ca istoric, într-o împrejurare anume, când au lideri proști, când în fruntea popoarelor se află lideri slabi, nepotriviți pentru misiunea pe care o au, și popoarele pot fi împinse pe căi sau malefici, nu neapărat proști. Când ai un lider malefic care vrea să împingă țara la război, să știți, nu națiunile au făcut războaiele. Se spune acum că nu-i bine să vorbim de națiuni, că națiunile au provocat războaiele și naționalismul e un sentiment odios pentru că a provocat războaie. Greșit. Liderii s-au folosit de națiuni și în numele națiunii, anumite parlamente, anumiți suverani, anumiți președinți de republici au declanșat ambele războaie. Primul război și al doilea război. Dar nu națiunile. E ca și cum ai spune că războiul troian l-a declanșat iubirea sau dragostea. Nu e adevărat. Sigur că Paris o iubea pe Elena. Dar nu din dragoste a început războiul respectiv, din rivalitate. Sau războiul celor două roze. Nu familiile l-au declanșat, cele două familii, ci rivalitatea între cele două. Sau războaiele religioase. Știți câte războaie religioase au fost? Acum ce ar fi dacă aplicăm aceeași logică, asta care condamnă națiunile, am zice, nici credința, nici biserica nu spune de nimic că s-au făcut războaie în numele lor. Ne trebuie dreaptă cumpănire și judecată.
Dar astea nu vin ușor dacă n-ai o educație solidă, dacă n-ai cultură generală, dacă nu te pricepi să ai în mintea ta ceea ce găsești pe Google, eventual să te verifici, că vine o vreme când poate mai uită. Dacă iei totul de-a gata de pe mijloacele astea de difuzare în masă, risc să ai foarte mari surprize. Aduceați discuția în termen mai noi. Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic român, editat de Institutul Iordan Chimea al Academiei, da, a introdus trei noi cuvinte, da, da, pe 2021, dintre care două sunt selfie, cu pluralul selfie-uri, da, și prof. Da, acum când stai atâta timp online, vorbești cu proful, nu mai... Da, da, da. Eu aveam o profesoară care s-a stins nu demult, mi-a fost și dirigintă, era profesoară de matematică la Brașov, eu toate școlile până la facultate le-am făcut la Brașov, în școli foarte bune, nu regret nimic. Și profesoara ne spunea, încă de pe vremea mea să zicea proful, dar nu scria nimeni asta, ferească Dumnezeu, nu între noi, dar profesorii știau. Și doamna zicea către noi, când aveam dirigenție, doamna Margareta Florea, Dumnezeu s-o ierte, profesoară de matematică, măi copii, eu aș înțelege că vouă vă place cuvântul ăsta, dar observ că nu numai prof vă place, și altele le scurtați mereu. O să ajungem la cuvinte de o literă, zice, ori progresul. Ar însemna să îmbogățiți limba cu cuvinte mai laborioase, mai frumoase. Ia gândiți-vă voi, de ce nu vă place cuvântul profesor? Și de ce e mai bine prof? Păi știți că îl scrie mai ușor. Acum ce să ne mai mirăm? Că vedeți, când ai un SMS... Aici s-a ajuns. Când ai un SMS, scrie numai prima literă sau primele două litere, nici măcar numai... Noi când eram studenți, prescurtam pentru cu PT. Că trebuia să scriem repede, pe vremea aia cursuri scrise, nu? Și dacă nu erai, nu puteai nota ce zice profesorul, nu puteai să te prezinți la examen, că n-aveai de unde să înveți. Luai de aici, luai de acolo, aveam și bibliografie, dar cursul profesorului era fundamental și profesorii erau buni și ne prezentau nu ceea ce știe toată lumea. Profesorii universitari prezentau propriile lor cercetări, adică rezultatele la care au... Bine, nu tot. Luau ceea ce au cucerit alții, ne aduceau la nivelul ăla și, pe urmă, ne învățau, dragă, de aici încolo, uite ce am descoperit eu. Ăla e profesor universitar. Deosebire într-un profesor, să zicem, de școală generală și un profesor universitar, pot să fie amândoi tobă de carte. E că profesorul de școală generală transmite cunoștințele dobândite de savanți, de alții, de dinaintea lui. Și se bucură dacă elevii le pot înțelege, făcând profesor universitar. Dacă ești adevărat profesor universitar, trebuie să fii un căutător, un cercetător, să faci anchete și să descoperi în chimie, dacă nu o nouă substanță, un nou element în tablou periodic al elementelor, să descoperi o sinteză, ceva. În istorie e tot așa, dacă stai ca profesor de istorie și îți îmbogățești cunoștințele cu ce au făcut alții, nu ești adevărat istoric. Istoric cu adevărat, știți ce e? Un căutător în muzee, caută pietre vechi puse nu știu când acolo, în arhive, se duce pe șantier arheologic, scurmă pământul să scoată de acolo ceva. Dacă nu e arheolog, se duce în arhive, găsește un document de la 1400, un profan nu înțelege nimic din el. Dar istoricul trebuie să știe și limbile istorice, limbile vechi, și să știe prescurtările și tehnica scrisului. E un cod. Un cod, absolut. E ca enigma în vremea celui de-al doilea, da, război mondial. Cifrarea trecutului. Eu știu că pe studenții mei învăț paleografie latină. Palaios e vechi grecește și latină, deci scrisul vechi latinesc. Dar nu-i simplu. Chiar dacă ar ști latinește, n-ar fi nimic, că scrisul ăsta este cu multe prescurtări. Cu multe... Și latinii foloseau prescurtări. Absolut. Dar nu schimbau cuvintele, schimba limbii. Eu nu, limba e vie, limba se îmbogățește. Dar și aici trebuie un echilibru. Adică forurile academice nu trebuie să vină cu sufletul deschis totdeauna să zică facem un inventar al cuvintelor pe care le folosește poporul și pe toate le punem în dicționare. Câteodată mai trebuie și câte o îndrumare. Sunt cuvinte care urățesc limba. Sunt cuvinte care sunt călătoare și trecătoare. Azi le avem, generația următoare nu le mai are. Deci nu e bine să validăm chiar orice. Aici la selfie și la nu mă bag, nu zic nimic. Prof însă nu-mi place pentru că există cuvântul profesor pe care îl avem din limba latină, l-am luat ca neologism. Nu l-am moștenit din latină de 2000 de ani, e frumos.
se folosește și în alte limbi, și în Franța și Anglia nu mai zice probabil lumea profesor și professor, cine știe cum zic, dar nu cred că s-au gândit academiile respective să schimbe cuvinte. Cum ar suna Gaudeamus? Viva prof! Da. Probabil că nu intenția celor care au făcut asta n-a fost să înlocuiască profesor, dar a fost să accepte și prof. Poate și generația tânără, cu limbajul ei, cu preocupările. Probabil. Nu condamnăm. Deocamdată constatăm. Constatăm, nu condamnăm. Da. Asta, 1 decembrie. Cifra 1 v-a însoțit mereu. Sunteți născut pe 1 ianuarie, singur la părinți, șef de promoție la liceu, șef de promoție, rector, iar numărul 1, da. Și acum șeful Academiei, președintele Academiei. Știți, soarta nu ne hotărâm noi, numai noi, ci depinde și de foarte multe împrejurări, cu toate că romanii, vă dați seama că predând latină, mă întorc mereu la romani și la civilizația lor, spuneau un lucru, audaces fortuna iuvat. Deci soarta îi ajută pe cei îndrăzneți, cu alte cuvinte, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță. Straiță, ce cuvânt frumos. Da, sau în traistă, cum se spune literar. Sau Coșbuc zice într-o poezie care nu se mai învață astăzi la școală, zice: dar vă gândiți, eroi, că zeii sunt departe, sus, dușmanii lângă noi. Deci dacă noi nu facem ceva în viața asta cu forțele noastre și ne bizuim pe divinitate care poate să fie generoasă, nu realizăm aproape nimic. Și atunci am fost învățat cu o luptă în viața de ștelug. Vă place Coșbuc? Da, îmi place Coșbuc foarte mult. La Paști. Și pentru că îl... Păi da, comentez din Coșbuc cu plăcere. Știți de ce, domnul Bendea? Pentru că unii s-au trezit acum, după ce n-au făcut aproape nimic în viață, să-l condamne și pe Coșbuc și să-l bage între poeții minori. O tâmpenie mai mare nici că există, știți? Eu nu-s de acord nici ca Ștefan Octavian Iosif să fie minor, sau Ștefan Petică, sau Dimitrie Anghel, de care unii nici n-au auzit. Poate măcar să-i citim poate și după sunt filologi n-au auzit, da. Da. Nu. Deci viața este o luptă, într-adevăr, după acest principiu, Dumnezeu ne dă o cale, dar calea trebuie să ne o netezim singuri. Și la mine cred că hotărător a fost tata, care mi-a spus când aveam vreo 7 ani și m-am 7 ani jumate și m-am dus la școală și am venit acasă și am luat-o cu jocul în primul rând. Vorba lui Blaga, iubirea și înțelepciunea mea e jocul, ar zice un copil. Și tata odată a venit acasă și m-a văzut că mă certam cu bunica să mă lase la joacă. Și tata m-a luat deoparte, meu copil. De acum joaca e pe planul 2. Te joci după ce ți-ai terminat treaba, iar treaba ta e să înveți și să-ți faci lecțiile. Mănânci când vii de la școală, pe urmă te apuci de lecții și când ai terminat lecțiile, dacă îți mai rămâne timp de joacă, te joci. Dacă nu, că ai niște răspunderi. Iar când m-am dus la facultate și l-am supărat din nou că în loc să fac și o inginerie ca lumea, sau medicină, sau ceva care... O meserie. Da, o meserie ca lumea, m-am dus la istorie și mi-a spus... Mă, și dacă ai fi venit să-mi spui că vrei să faci educație fizică, ceea ce nu era cazul la mine, că n-am fost niciodată foarte viguros așa, mi-a plăcut sportul, da, așa pe alese. Câte un pic de patinaj, fiind brașovean, sporturile de iarnă erau... Alergările mi-au plăcut, dar nu sporturile de echipă, n-am reușit nicio. Și dacă veneai să faci sport, nu te opream, așa că nu te pot opri că vrei să faci istorie. Dar gândește-te că vei avea de întreținut o familie, probabil. Vei fi responsabil de viața altora din jurul tău și nu știu dacă predarea istoriei te va ajuta. Există o singură scăpare. Să fii primul. Dacă reușești să fii primul, făcând istoria, făcând orice. Asta, orice, după aia, sau dacă nu zicem măcar între primii, ai șanse. Dacă rămâi la coadă, la coadă o să ajungi. Și asta m-a ambiționat teribil. M-am tot gândit, întâi m-am gândit că tata nu mă iubește. Zic, de ce îmi spune mie treburile astea, în loc să mă încurajeze? Târziu mi-am dat seama că de fapt m-a încurajat, fără să pricep eu atunci de ce. Printr-o ambiție deosebită, știți, după principiul ăsta că
fără carte nu poți reuși nimic. Asta a fost cumva lozinca unei mari părți a generației mele. Părinții munciseră, unii trăiseră copii fiind sau adolescenți al doilea război mondial, bunicii mei au trăit ambele războaie, unii au și murit în al doilea război mondial, departe de țară. Și erau oameni, nu numai cu frica lui Dumnezeu, dar erau oameni trecuți prin viață și pentru care greutățile erau ceva cotidian. Și treaba asta le-a dat o forță interioară specială și sigur că s-au gândit la secretul vieții bune. E, pentru ei secretul reușitei în viață, oameni care au trăit la coarnele plugului unii, alții, din neamul meu cei mai înalți au ajuns preoți de țară, care săraci înainte de 1918, în timpul săptămânii, erau cu mâinile bătătorite de muncă și duminica trebuiau să se primenească, să se îmbrace frumos, să fie în fața comunității la biserică, ca slujitori ai lui Dumnezeu. Preoții de țară la noi au fost niște țărani. Nu numai preoți de țară, chiar țărani. Oamenii ăștia erau obișnuiți cu greul. De-aia au și reușit în viață și au transmis un ideal. Eu mă întreb câteodată ce ideal transmitem noi copiilor noștri. Idealul lor era următorul. Învățătura te poate salva. Nu vorbeau de bani, credeți-mă. Chiar dacă în adâncul lor era și problema banului, că se gândeau că dacă înveți bine și ajungi pe o poziție bună, ești recompensat. Da, da, da. Dar nu începeau niciodată cu banii. Nu. Niciodată. Încrederea asta în școală, știți care? Aici în Transilvania ne vine poate și de la școala ardeleană. Că școala ardeleană, trăind în epoca iluministă, a învățat un lucru fantastic. Prin cultură se ajunge la libertate. Ăstea erau intelectuali. Dacă îi spuneai lui Badea Petre chestia asta, săracul poate nu înțelegea. Trebuia să fie un om autoeducat ca să înțeleagă. Dar prin cultură la libertate e un lucru esențial. Deci, libertatea asta, în primul rând, e a spiritului. Și libertatea materială e importantă, ca să te poți mișca spiritual. Deci, cultura îți conferă demnitatea umană. Astăzi, dacă vreau să explic unui tânăr acest lucru, trebuie să-mi adun toată forța minții mele și puterea de expresie ca să-l fac să înțeleagă, pentru că nu mai are baza. Nouă ni s-a inoculat treaba asta de la grădiniță aproape, din școala generală. Ideea că trebuie să lupți și reușita vine dacă ești bine instruit la școală, dacă știi matematică, fizică, chimie, biologie, cu tare, pentru un timp toate materiile erau importante. Și pe urmă, când începi specializarea, să te specializezi cu înverșunare, cu o anumită înverșunare. Astăzi, din păcate... Facem un scurt exercițiu, da, tânărului din mileniu 3, totuși, cu un efort. Da. Cum l-am putea motiva ca să aleagă în continuare calea cărții, drumul școlii? Sunt câteva căi, dar noi nu le aplicăm. Vedeți, vorbim despre România educată, despre program de țară, despre proiect de țară. Deci să știți că nu ducem lipsă de proiecte. Proiecte sunt. Proiecte teoretic făcute sunt. Problema e de a le pune în practică pe cele bune. Sunt și proaste. Și noi mai avem și obiceiul nerecomandabil unei națiuni înțelepte de a începe și de a nu termina. Toți care vin la putere încep proiecte, ni le prezintă, le vedem, date publicității, unele arată foarte bine, pleacă ei, vin alții și o iau de la capăt cu alte proiecte. Dau deoparte ce a fost făcut, nu evaluează, da, bun sau rău. Ceea ce e o prostie imensă. În primul rând că lipsă de seriozitate. Dacă un guvern începe un proiect care are și conotații internaționale, cu atât mai important ar fi continuarea lui. Și nu-l continuă. Vine și o ia de la capăt ca Sisif. Orice treabă de asta, știți ce arată? Arată lipsă de seriozitate și atunci alte guverne internaționale nu mai au încredere în noi. Spun, păi bă, am semnat un acord cu predecesorul tău, tu ești acum prim-ministru, obligația ta e să continui, că nu l-am încheiat cu individul, l-am încheiat cu instituția pe care el o reprezintă. Deci lipsa asta de înțelegere a nevoii de a te ține de cuvânt. Și asta am învățat în copilărie. E o rușine să nu te ții de cuvânt. Da. Deci, tinerii pot fi. Eu n-am pierdut speranța.
pot fi, dacă familia ar continua să aibă grijă de copiii ei, dar astăzi, chiar dacă nu mai e copilul cu cheia legată de gât ca pe vremea lui Ceaușescu, dar sunt alte. Părinții sunt cu câte două joburi, pleacă dimineața, vin seara, bunicii muncesc și ei că sunt relativ tineri, copiii sunt lăsați de izbeliște. Nu e bine. Câtă vreme noi am avut succes în viață și înfăurirea României ăsteia de la 1918, familia era familie, era familie mare. Copilul învăța limba română de la mamă, de la tată, dar când mama și tata erau ocupați, era bunica și bunicul. Când lipsea bunica și bunicul, era unchiul cel mare, care, fratele bunicii sau al bunicului sau fratele mamei, care îți spunea din înțelepciunea lui. Era căldura familiei, că prima treaptă a educației în familie. Astăzi, cum îi mai educăm pe copii în familie? Dacă punem sub semnul întrebării chiar existența familiei, tradiționale. Doi, școala. Școala e un lucru foarte serios. Noi o tratăm așa ca pe o cenușăreasă. Vă rog să vă uitați toate guvernele de după 1989. Cât au acordat din PIB învățământului, educației și cât au acordat sănătății. Sigur, o să-mi puteți spune că foarte importante sunt investițiile. E important să dăm de lucru oamenilor. Este foarte important să producem, să facem lucruri chiar pipăibile. Trebuie să mâncăm ceva, nu? Nu putem trăi cu idei. Foarte adevărat. Dar dacă avem un popor bolnav din punct de vedere mental, pentru că nu știe nimic, și bolnav fizic, pentru că nu avem medici buni și nu se mai duc să se îngrijească oamenii, cu cine să facem producție? Deci e un cerc vicios. Eu pot să spun, domnilor, hai să facem fabrici bune, să producem mâncare bună și să lăsăm educația și sănătatea după aia. E greșit. Nu ai cu cine să susții. E greșit că nu mai ai cu cine să le susții. Pe urmă, altă problemă e hemoragia asta demografică, care nu ne pândește numai pe noi. Și eu, ca istoric, vă spun că n-aș socoti-o tocmai o catastrofă, fiindcă am mai avut perioade de timp și noi și alții când ne-am revărsat peste hotare lipsiți de nădejde, de speranță. Vă dau un exemplu, pe la 1890, 1900, 1910, înainte de primul război mondial, foarte mulți români din Ardeal cunosc un fenomen din țara Făgărașului, dar e valabil și în Sălaj, plecau în America. Gândiți-vă noastră cât munceau să plătească vaporul să se ducă în America. Dar gândul lor, 99%, era mă duc și fac bani și fiu acasă. E, nu era bine. Să nu găsești tu de lucru în bătătura ta, lângă pridvorul tău, unde pământul mustea de humus. Și eu să mă duc peste, și astăzi e la fel. Românii pleacă în alte părți și în locul lor vin oameni din alte părți mai amărâți ca noi, care se bucură de salarul pe care îl dăm noi. O să spunem că până la un punct eu vă spun ca istorie, schimburile astea de populație nu sunt primejdioase. E foarte bine să ne mai amestecăm, că obosim și biologic. Ne amestecăm aceleași gene mereu, știți, grupurile mici, căsătoriile endogame, astea interne, nu conduc decât la boli teribile și degenerează, știți, grupul. E, nu e rău, dar știți cum e, să nu ajungem ca într-un ceaon în care să facem mămăliga și punem un pic de sare și pe unul apucă să tot pună sare. Mai completează. De la o vreme nu mai poți mânca mămăligă de sărată ce e și nu se mai cheamă mămăligă. Așa e și astăzi. Mă întreabă un francez academician. Știți că în Franța sunt 40 de membri ai Academiei. Fotoliile cele mari. Unul dintre ele ocupat de Eugen Ionescu, mare lucru. Mă întreabă, zice, dar Ideea, dacă mi-o dați înapoi, vorbeam despre mămăligă cu asta. Zice, dumneavoastră, cum considerați că noi am putea salva Franța? Mă întreabă pe mine, că sunteți din afară. Păi zic, eu n-am nicio cădere să vă spun. Franța, eu o văd de departe, încă tot Franța. Nu, zice, vă înșelați. Franța nu mai e Franța. Franța are alte valori decât cele de succes. Zic, atunci e simplu, după părerea mea. Aplicați în continuare acele rețete care au fost de succes în trecut și care ce pot să fie? Păi zic eu, ca istoric, vă spun, clasicismul greco-latin, care trebuie adus la zi și promovat pe mijloacele de difuzare în masă,
creștinismul, zic că al dumneavoastră reprezentant, mare filozof, a zis că secolul al 21-lea va fi creștin sau nu va fi deloc. Și zic, și alte lucruri mai sunt. Franța este o țară a eleganței, o țară a virtuților morale, o țară în care Montaigne a scris primele eseuri, o țară în care a apărut neoclasicismul. Nu poți să treci prin școală fără să te referi la Boileau, la Racine, la toți ăștia. În secolul XIX nu se poate să-l înțelegi dacă nu citești Comedia umană a lui Balzac și așa mai departe. Readuceți în atenție acea Franță, cu toate cuceririle secolului 20, veniți până în secolul 21 cu postmodernismul și vedeți. Iar de la străini luați numai ce e bine și ceea ce nu distruge aceste valori. Pentru că dacă înlocuiești valorile care au marcat Franța cu alte valori ale altora care pot fi foarte bune, dar nu sunt ale Franței, atunci asigur că ajungem în acest marasm. Pericolul ăsta este și pentru România. Nu e așa de iminent, fiindcă România încă nu e o țară de atracție pentru toată lumea și din România pleacă. Cei care pleacă, să știți că au și o latură foarte bună, dincolo de nenorocirea din sufletul lui lor, că nu cred că pleacă cineva așa cu bucurie ca să zică, domnule, mă duc că m-am săturat de România, cum a zis un confrate clujan cândva. Nu. Oamenii pleacă cu inima strânsă și nu pleacă cu bucurie, fiindcă chiar dacă nu mai iubesc țara, ceea ce e o aberație, că nu poți să urăști țara, poți să urăști o instituție, poți să urăști un om care ți-a făcut nedreptate, poți să urăști o împrejurare, dar țara n-ai voie să o urăști, că țara e deasupra ta și a urii tale. Deci chiar dacă pleacă oamenii cu inima strânsă, ei în sufletul lor poartă un colț de Românie. Și dacă nu vor, și cei care sunt de dat să braveze, să spună că nu vreau, nu. În adâncul lor, și să știți că am umblat prin multe comunități din afara țării, majoritatea recunosc că le e dor, că nu e o rușine. E dor, sunt preocupați de cei în țară. Sunt preocupați de cei în țară, de cei acasă. Deci, durerea pe care o ai în suflet când te dezrădăcinezi, alta va fi situația cu copiii și cu nepoții lor, care chiar unii sunt născuți acolo, alții au trăit toată viața aproape acolo, nepoții vor întreba în altă limbă, probabil, de cele mai multe ori, cine-i un român, dacă e vreun român pe-n preajmă să afle de el. Dar așa a fost de când e lumea. Uitați irlandezii, și trec peste subiectul ăsta, că e un pic dureros. Irlandezii au început să plece, tot așa, pe la finele secolului XIX, început de secolul XX, și astăzi sunt mai mulți irlandezi în afara Irlandei decât în Irlanda, și Irlanda n-a pierit. E o țară verde, frumoasă, prosperă, cu problemele ei. Sunt români și acolo, destul de mulți. Ne-ați adus niște cărți pentru care vă mulțumim și le prezentăm. Storia de la Transilvania. Da, e o carte apărută la Milano, mulțumită unor români de acolo și unor edituri. Deci, urmașii urmașilor românilor plecați în Italia o să o citească în italiană. Da. Și o să-i preocupe să revină în țară. Că eram tot la capitolul de limbi străine, o noutate. Da, o lucrare despre Evul Mediu și începuturile epocii moderne în sud-estul Europei, mai precis locul unor națiuni de aici, în primul rând a românilor, eu fiind român, între Occident și Orient sau între Constantinopol și Vatican. Istoria, adevărul și miturile. Da, o carte polemică care trece în revistă cam toată istoria noastră de la daci și în romani. În 2002 a avut prima ediție. Acum la câtă ediție? La treia. La treia ediție. Da. Miturile. Da, toate popoarele trăiesc din mituri, ele nu trebuie condamnate. Da. Spuneați, aduceați... Mă rog, asta nu-i carte, să știți. Spuneați despre Valah. E discursul meu de recepție la Academia Română, în care încerc să explic că Valah și român sunt sinonime, pentru că multă lume îmi spune că de ce Valah, de ce să ne numim Valah, de ce unii ne zic Valah, și am încercat să arăt că nu e o noutate sau nu e ceva excepțional, că toate popoarele au nume mai multe sau aproape toate. Continuarea, sau mă rog, aprofundarea din mâinile Valahilor schismatici e o sintagmă dintr-un document latinesc, De Manibus Valahorum Schismaticorum, un document de pe la 1300 și care arată statutul românilor din Ardeal. Cartea se ocupă de raportul românilor din Transilvania și puterea regală maghiară,
în secolele timpurii 13-14. Atunci când nu prea știm despre ce este vorba, Hunedoresti, ultima apariție. Dar cea mai nouă, să zicem. Urâtă formulare, da, eu mai am planuri încă, da, să se nădăjduiesc că le voi putea duce la bun sfârșit. E o carte despre familia lui Iancu de Hunedoara, de la origini până la stingerea ei, încercând să răspund unor întrebări și unor polemici. Și Veghea asupra limbii române. Asta aș numi o violon de angră. Am și o pasiune afară de istorie. Îmi place etimologia, îmi plac etimologiile și filologia. Îmi plac limbile străine și cele vechi și cele noi. Și atunci mă joc câteodată cu limbile, cu cuvintele. Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat să veniți alături de noi. Și eu vă mulțumesc și vreau să le spun românilor în această zi să nu fie triști, să fie buni, așa cum un vers sau două dintr-un colind uitat astăzi spun cam așa: și nu uita când ești voios, române, să fii bun. Să fim buni cu toții. La mulți ani România, la mulți ani România.